Odată la 4 ani ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Începem o altă discuție interesantă, un alt om nou pe scena politică sălăjană. De această dată stau de vorbă cu Cosmina Cosma, candidat pentru Consiliul Județean din partea Alianței USR Plus. Bun venit la noi! Mi-am permis din start să te tătuiesc pentru că știu că suntem de vârste apropiate. Mă bucur, mulțumesc! Bună seara și mă bucur că sunt aici cu voi. Vreau să vă felicit în primul rând pentru ceea ce faceți. Cetățenii trebuie să aibă acces la cât mai multă informație înainte de a decide viitorul pentru următorii 4 ani. Mulțumim. Și pentru asta vă felicit. Mulțumim pentru apreciere. Considerăm într-adevăr că este foarte important să ieși în primul rând la vot, dar este și mai important să ieși la vot informat, pentru că este o responsabilitate foarte mare și iată, cred că stăm de vorbă cu tine astăzi pentru că ești un om curajos care a decis să își asume și să iasă în față. Ce te-a făcut să ai această decizie și să intri în viața politică? Ți-ai imaginat vreodată că vei ajunge să ieși în față, să-ți dorești să reprezinți oameni? Nici de cum. De profesie eu sunt inginer constructor, manager de proiecte. Nu mi-am închipuit că voi ajunge să fac pasul spre politică. Însă, de când s-a lansat platforma România 100, m-am alăturat conceptului Dacian Cioloș și echipei sale. Iar pasul spre politică a venit oarecum firesc, pentru că simțeam nevoia să mă implic și politic, nu doar civic. Motivația din spatele acestui demers al meu este practic tot ce se întâmplă în jurul nostru și faptul că tot mai mulți tineri pleacă din țară. Am de la sora mea și până la prieteni și cunoștințe și cred că am ajuns că nu există un român care să nu aibă pe cineva plecat și, din păcate, tot mai mulți decid să se stabilească acolo și nu se vor mai întoarce. De aceea am ales să facem ceva, că nu mai putem sta așa cum am stat în ultimii 30 de ani cu ritmul acesta lent de dezvoltare. Într-adevăr, în județul Sălaj se spune că dintr-o familie de 4 sălăjeni, unul sigur e plecat dincolo. Se poate și mai rău decât atât. Știu alte județe în care din 4 membri ai familiei, 3 sunt plecați, unul este acasă. Deci eu sper să nu ajungem, nu vreau să ajungem acolo. Dar să vedem, ești un om tânăr, mai puțin peste 30 de ani, inginer constructor și manager de proiecte de meserie. Cu ce gânduri ai decis ca numele tău să apară pe lista viitorilor consilieri județeni, să spun așa, dacă cei care ne urmăresc vor decide să vă acorde încrederea duminică? Da, eu nu m-am gândit neapărat că aș vrea să-mi apară numele, nu pentru asta sunt pe listele Alianței USR Plus. Vreau să îmi pun experiența acumulată și cunoștințele pe care le am, pentru că chiar dacă sunt tânără, da, încă fac parte din generația până în 35. Am acumulat totuși experiență, de 8 ani lucrez într-o societate din Zalău. Am făcut și un master. În prezent încerc să mă specializez și mai mult și sunt în anul 4 la o facultate de drept din Cluj. Consider că am ajuns la nivelul acela în care pot să ofer ceva comunității în care sunt, în care trăiesc, și m-a încurajat foarte mult faptul că am găsit o echipă așa de faină și de competentă. Vorbesc și la nivel național, pentru că echipa Dacian Cioloș este formată, așa cum știe multă lume, din Vlad Voiculescu, pe care l-am întâlnit de foarte multe ori, și este un om atât de natural, atât de simplu. Dragoș Pâzlaru, care este actualmente europarlamentar și încearcă să facă treabă bună pentru societate în general, dar și pentru piața muncii, și noi acolo trebuie să ne gândim că prin depopularizare, adică practic prin plecarea masivă a românilor din țară, cel mai afectat este sectorul economic.
sector economic care nu poate fi dezvoltat dacă nu avem o infrastructură bine pusă la punct. Nu vreau să insistăm mult pe acest subiect. Am vorbit în această campanie, cred că mai mult decât oricând, despre dezvoltarea infrastructurii. Sunt convinsă că oricare dintre cei care participă la aceste alegeri, în momentul în care vor ajunge, vor ține cont de felul în care stăm la această parte. Însă aș vrea să știu cum stau lucrurile din perspectiva ta. Da, din păcate vorbim în anul 2020 despre infrastructură, pentru că noi am rămas în urmă foarte mult. Nu trebuie să ne uităm la țările mari precum Germania sau Franța. Trebuie să ne uităm la Ungaria, la Polonia. Vreau să spun că în urmă cu 14 ani, cred că am fost în Croația și am rămas uimită de autostrăzile lor. Noi încă ne chinuim și ne lăudăm că avem proiecte în diverse stadii, dar perspectiva de a circula pe aceste autostrăzi nu este chiar atât de bună cum ne-am dori. La capitolul infrastructură nu vorbim doar despre drumuri, clar. Cu siguranță. Vorbim, în primul rând, ținând cont și de contextul actual cu pandemia, vorbim de infrastructura spitalicească, unde știm, nu ne dorim să ajungem. Nu doar pentru că o boală este grea sau poate să ne pună viața în pericol, ci și pentru că acolo întâlnim condiții de multe ori extrem de precare. Da, și se făceau, s-a făcut multă vreme tot felul de glume că intri cu o boală și ieși cu mai multe sau că te duci, îți duci de acasă tot ceea ce ai nevoie. Nu ne plac astfel de glume, dar până la urmă este realitatea în care trăim și trebuie să recunoaștem că chiar dacă poate de-a lungul timpului lucrurile s-au mai mișcat în sălaș, totuși nu suntem la nivelul la care trebuie. Da, și nu trebuie să ne gândim doar la Zalău, pentru că, într-adevăr, Spitalul Județean a fost modernizat. Trebuie să ne uităm la orașele mai mici, cum este Șimleu, Silvanie, cum este Jibou și, din păcate, Cehul Silvaniei, care nu Nu, mai are un nu spital. are. Deci, de neconceput să fim în secolul 21 un orașel mic, da, dar să nu ai o unitate sanitară care să-ți ofere, totuși, serviciile de De bază. urgență. Să înțeleg că ai o mare aplecare spre această zonă și probabil dacă vei ajunge în Consiliul Județean ar putea să fie unul dintre principalele proiecte pe care ți-ai dori să le susții sau pe care să le discuți cu colegii de acolo. Da, mie îmi place să cred că de fapt, oricine ar ajunge în Consiliul Județean sau într-un alt forum deliberativ, cum sunt consiliile locale sau Consiliul Județean, trebuie să gândească proiectele în echipă. Nu consider că omul face proiectul. Probabil și datorită pregătirii mele profesionale gândesc așa, că noi nu putem să facem un proiect singuri. Întotdeauna trebuie să avem colaboratori. La fel ar trebui să gândească și cei din sfera politică. Chiar dacă uneori proiectul nu vine din partea partidului în care te afli, însă este benefic comunității, ar trebui să-l susții sau să aduci amendamentele necesare încât să-l îmbunătățești. Pe partea de infrastructură sunt multe proiecte. Sigur că trebuie să continuăm investițiile în drumurile județene. Ce vreau să mai adaug aici la infrastructură este faptul că de curând am fost plecată în Germania și am fost uimită cum între micile localități, între sate, între orășele, există o rețea de piste de biciclete foarte bine pusă la punct, adică mobilitatea cetățenilor poate să se realizeze nu doar motorizat, și atunci vorbim și de partea ecologică, Și pe unde. lângă asta îi învățăm să fie și un picuț mai sănătoși, dacă până la Exact, urmă se plimbă că. cu bicicleta. În ziua de astăzi nu mai facem mișcare, cel puțin nu atât cât ar trebui să facem. Da, este oarecum 2 în 1. Faci și mișcare, îți rezolvi și ce ai de făcut. Exact asta îmi spunea sora mea care se află acolo. Apoi să vorbim despre partea de colectare selectivă, care vreau să spun că acum 7-8 ani, când eram la master, făceam master în managementul proiectelor, iar unul dintre cursuri se referea la
managementul deșeurilor în construcții. Și atunci discutam despre directivele europene, la ce procent trebuie să ajungem cu colectarea și reciclarea, iar noi în 2020 nu avem niciun plan, nu știi dacă îți faci ceva, nu știi unde să-l duci, este și extrem de costisitor să vină să-ți ridice, ar trebui oarecum regândite. Și la fel, partea de electronice, electrocasnice, da. Am trăit cu stupoare imaginea când am ajuns acasă să văd la mine la... în zona unde stau, la containere, chiuvete, inclusiv canapele. Deci, ai fi surprins de ceea ce poți să găsești lângă trebuie să vină din ambele părți și cetățenii trebuie să învețe că nu mai putem continua așa, pentru că locul în care trăim ne definește până la urmă. Da, dar iată, este un subiect despre care oamenii nu neapărat că nu vor să vorbească. Eu cred că dacă încep să înveți un om și încerci să le duci în sensul acesta, în special al colectării selective, reușești să ai rezultate foarte frumoase, dar tare greu ne apropiem de subiectul ăsta. Nu prea ne place, pentru că asta înseamnă că și noi trebuie să facem ceva. Da, ar fi un efort să ieșim din zona aia de confort, de a arunca totul în același loc, însă cred că omul este făcut să se adapteze și se va obișnui repede și va vedea beneficiile. În Cluj, spre exemplu, povesteam anul trecut cu cineva, după ce în iulie 2019 a apărut legea care obliga autoritățile să ia măsuri în acest sens, au început să primească broșuri, saci, menajeri pe diverse culori, exact cum trebuie să se facă colectarea. Exact cum e și normal să se întâmple. Da, practic au venit sprijinul cetățeanului cu o informare, cu un suport logistic, încât să-l mobilizeze cât de cât spre pasul acesta, care, din punctul meu de vedere, va fi destul de mare la noi. Într-adevăr, și foarte necesar. Și dacă tot vorbim despre a educa omul și nu numai a-i oferi sprijin, aș vrea să știu părerea și legat de acel subiect despre care toată lumea a vorbit în campanie, dar nu știu cât sunt cei care cred cu adevărat în acest proces, digitalizarea. Da, este un cuvânt foarte uzitat mai nou. Toată lumea l-a folosit. Deja sunt mulți dintre cei care ne urmăresc, care își pun foarte mari semne de întrebare. Discutam și cu domnul Iordache, candidatul vostru pentru primăria municipiului Zalău, legat de tot acest proces, și am încercat să elucidăm pentru cei care ne urmăresc ce se va întâmpla cu funcționarii după ce se va produce această digitalizare, să înțeleagă oamenii că nu-i dăm pe toți afară. Și... da, oamenii nu trebuie să se sperie. Sigur că există o reticență la nou și la schimbare, dar eu consider că va fi practic ușurată munca lor, fiind totul centralizat într-un sistem bine organizat. Nu se vor mai pierde hârtii, nu va mai exista neconcordanță între documentații, între eventualele acte care se emit de către instituții. Apoi să ne gândim și la bietul cetățean, care are timpul tot mai limitat și face drumuri nenumărate pentru a obține o bucățică de hârtie. Și pierde zile și ore în șir pe holurile, da, instituțiilor, plimbându-se de la un ghișeu sau de la o cameră la alta. Un exemplu trăit pe propria piele, și cred că sunt foarte mulți în situația asta, în care mergi să vezi de lista de acte de care ai nevoie, după care mergi să ți le pregătești, mergi să depui dosarul și ulterior mergi să ridici avizul sau acordul sau ce ai solicitat. S-ar putea să nu fie finalizat și ar trebui să mai mergi încă o dată. Lucrul ăsta ar fi din start exclus atunci când ai avea... Și până la urmă suntem într-o țară cu o grămadă de IT-iști, cu acces la internet și ar trebui să fie la un click distanță, să depui o cerere și să obții într-un termen rezonabil documentul de care ai nevoie. Una dintre țările cu cel mai bun internet, suntem renumiți la nivel mondial pentru treaba, da, asta. Este. Și apropo de ceea ce spuneai tu cu funcționarii și cu timpul limitat,
Cred că cei care lucrează în instituțiile publice ar putea să se bucure, pentru că, până la urmă, nu e vina lor că așa e gândit sistemul. Și îi înțeleg și pe ei când se supără și au diverse reacții față de cei care vin și stresează, probabil, pentru că cetățeanul, bietul, ce să facă și el? Merge și se plânge la funcționar. Da, și la eu m-am gândit de multe poate ori că ar ușura puțin relația dintre o parte și alta. Am încercat să mă pun și în locul funcționarului. Nu este ușor deloc nicilor. Și nu este ușor, este un sistem moștenit, este un sistem așa rigid. Și greoi. Și atunci cred că asta este, cum să spun, o primă urgență pentru oricine s-ar afla la conducerea instituției, Consiliul Județean, primărie. Și trebuie să ne uităm un pic și în jur, la județele din apropiere, pentru că acolo deja au început să se facă pași. Corect. Și nu trebuie să fim mereu codașii regiunii. Până la urmă, nici nu trebuie să ne uităm la alte țări, trebuie să ne uităm doar la vecinii noștri de aici, din această zonă geografică. Dar dacă tot ziceam de uitat, aș vrea să povestim un picuț despre felul în care ne văd cei care ajung să treacă pe aici, pe la noi, prin zonă, și despre turism. Mulți spun turism în Sălaj se face, în sensul real al cuvântului turism în Sălaj. Acesta este un alt subiect aproape de sufletul meu, pentru că unul dintre hobby-urile mele este de a călători, și nu doar în străinătate, ci la noi în țară, pentru că mergi dintr-un loc în altul și vezi alte obiceiuri, vezi guști, alt tip de mâncare. Cred că anul acesta au avut toți românii ocazia să își viziteze țara, să cunoască poate mai bine ca niciodată. Este oarecum partea bună a pandemiei, că ne descoperim țara. Sălajul are cu ce se mândri, însă trebuie lucrat foarte, foarte mult la a pune în valoare patrimoniu nu doar construit, ci și cel natural. Ne gândim aici numai departe de grădina zmeilor, care a fost promovată mult la televizor pentru că era interesantă, însă autoritățile locale aproape că nu fac nimic. Nu știu cât a fost meritul lor pentru asta. Însă ajungi acolo și nu te întâlnești cu ceea ce te-ai aștepta, cu un traseu bine ghidat, cu un loc de unde să poți să-ți achiziționezi ceva, să, nu știu, m-aș aștepta la mai mult. Și cum rezolvăm această problemă? Pentru că e ușor să spunem, păi nu s-a făcut, nu, autoritățile n-au pus umărul. Dar da. Ce facem atunci ca să avem turism de adevăratele în Sălaj? Eu cred că cei care conduc Sălajul ar trebui să conștientizeze potențialul, în primul rând, și apoi să organizeze în cadrul instituției un departament care să se ocupe strict de acest domeniu. Și aici nu ar trebui să avem funcționarii publici care sunt din instituție, ci ar trebui în special sau în principal ar trebui să avem specialiști din domeniu. Pentru practic că, să externalizăm acest da, serviciu, putem să, să-l și externalizăm sau putem să facem un contract cu un specialist sau chiar să-l angajeze în instituție, se pot scoate posturi la concurs. De ce spun că e nevoie de specialiști? Pentru că eu cred că tot ce s-a făcut până acum s-a făcut cu amatori. S-a făcut după ureche, probabil. Da, nu pot să am pretenția că mă pricep la turism dacă sunt inginer constructor, da? Știu doar ce mi-aș dori ca simplu cetățean și cred că în asentimentul meu sunt mulți sălăjeni care și-ar dori să... Fiecare venim, eu de exemplu provin din Șimleu Silvaniei, nu am specificat. Sunt tristă că nu se scoate la suprafață tot ce are Șimleul împrejur și toată istoria, pentru că este un orășel cu atestare de peste 700 de ani, are o istorie bogată, avem o cetate care a aparținut familiei nobiliare, care la un moment dat a fost și principele Poloniei și Transilvaniei. Suntem aproape de Casa Maniu, adică ar putea fi gândit un mini circuit încât să nu mai întâlnesc situații cum am
pățit de curând, în care un clujan a trecut prin Șimleu acum 2 ani și mă întreba, tot închisă este cetatea? Și da, din păcate este foarte tot trist, închisă. Foarte trist, ne vine să râdem, dar e foarte trist, da, felul în care și automat lucrurile. Ar crește în zonă și spațiile de cazare și toți producătorii, mă refer la micile pensiuni, la restaurante, la cei care fac artizanat. Și nu numai, până la urmă se produc foarte multe lucruri în zona aceea, să ne uităm că avem și o fabrică de spumante acolo în zona. Da. Se pot gândi niște circuite fantastice pentru turiști. Exact. Nu am vrut să amintesc că este o listă destul de lungă, dacă da. Stăm să enumerăm toate obiectivele din zonă. Vă mai spun un lucru. Am susținut în calitate de voluntar la Platforma România 100 mai multe proiecte pe care le-am implementat împreună cu cei care se ocupă de Casa Maniu și au făcut un lucru extraordinar acolo. Și într-una din întâlniri am pus așa o simplă întrebare. Dacă sunt turist și vin aici în sat, în Bădăcin, da, și eu am bunici din Bădăcin și am cumva rădăcini acolo, unde pot să mă cazez? Ce pot să fac? Sunt gospodării care și-au pus, nu știu, o parte din casă la dispoziție încât să cazeze turiști, adică ar face și ei un ban. Sunt case, multe case goale. Acum, în campanie, am fost pe mai multe sate și tot a doua casă, a treia casă este goală și ți se rupe sufletul când vezi că unele dintre ele sunt chiar frumoase, adică arhitectura aceea care nu o mai regăsim acum, practic tot ce se construiește, se construiește din punctul meu de vedere haotic, tot ce ține de urbanism nu mai contează. Alt aspect care mă întorc tot la Germania, acolo nu ai avea voie să colorezi haotic casa în roz ciclam dacă toate din jur sunt albe. Corect. Dar aici sunt alte probleme pe care probabil le vom discuta cu altă ocazie, pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre de azi. Știu că mai aveți și alte proiecte, am avut din fericire ocazia să le discutăm și cu colegii tăi, dar mă bucur că le-am punctat pe acestea. Pentru final, aș vrea să te rog să le spui celor care ne-au urmărit până acum de ce să iasă la vot duminică pe 27 septembrie. S-ar putea să fie destul de dură, dar din punctul meu de vedere, votul nu este un drept, este o obligație. Într-adevăr, conform Constituției, este un drept. Dar consider că este o obligație morală să ieșim, să facem efortul acesta. Da, acum am putea spune că ar fi periculos să mergem să votăm, însă ieșim foarte des la supermarket și riscăm mult mai mult decât să mergem 10-15 minute, pentru că am observat în ultimii ani s-au organizat mai bine și alegerile și nu am mai stat la cos, nu ne-am înghesuit. Și atunci cred că ar trebui să fac acest minim efort încât să fie asumați. Peste un an, doi, trei, să spui că tu ai ales și să nu mai dai vina pe alții. Asta cred că ar fi important, să fim cu toții asumați în ceea ce facem. Asumare, cuvântul de ordine al acestei campanii, cel puțin așa mi-aș dori eu să fie. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Îți dorim ție și echipei tale mult succes pe 27 septembrie și, așa cum am mai spus, mult succes pentru ceea ce va veni după data de 27 septembrie, dacă într-adevăr veți ajunge în administrația locală și județeană. Mulțumesc foarte mult! Doamne ajută! Vă mulțumesc și noastră că ați rămas alături de noi și vă rog să rămâneți în continuare, pentru că mai avem și alte discuții cu candidații ai alegerilor din 27 septembrie.